Motorola Moto G85 este un telefon care își propune să ofere funcții solide și conectivitate 5G, fără să zgolească portofelul. E clar că Motorola a încercat să combine un design premium cu specificații atractive pentru utilizatori obișnuiți, dar merită cu adevărat atenția ta. Primul lucru care te impresionează la Moto G85 este spatele din piele vegană, un material neobișnuit pentru un telefon în această categorie. Acesta se simte excelent în mână și oferă un aspect premium pe care nu-l găsești pe multe dispozitive mid-range. Greutatea telefonului este surprinzător de mică, doar 172 de grame, iar designul subțire îl face confortabil la utilizare. Culorile sunt cele interesante, Cobalt Blue, Urban Grey și Olive Green, și fiecare variantă are personalitatea ei. În plus, cu certificarea IP54, acesta rezistă la praf și strop de apă. Moto G85 vine cu un display OLED de 6,67 inci, rezoluție Full HD+, și o rată de refresh la 120 Hz. Tradus pentru uzul zilnic, asta înseamnă că tot ce faci pe telefon, fie că derulezi pagini, te joci sau urmărești videoclipuri, va fi extrem de fluid și clar. Luminositatea maximă de 1600 de niți îți oferă vizibilitate excelentă chiar și afară sub soare puternic. Și bineînțeles, Corning Gorilla Glass 5 protejează ecranul de zgârieturi și căzături ocazionale. Sub capotă, Moto G85 este echipat cu un procesor Snapdragon 6S Gen 3, suficient de capabil pentru activitățile de zi cu zi, cum ar fi navigarea pe internet, vizionarea de clipuri, social media și chiar jocuri mai ușoare. Telefonul vine cu până la 12 GB de RAM și 256 de GB de stocare internă, extensibilă cu un card microSD. Asta înseamnă că ai suficient spațiu și resurse pentru a stoca poze, aplicații și fișiere fără a rămâne fără memorie. Moto G85 vine cu o cameră dublă pe spate, un senzor principal de 50 de megapixeli și o cameră ultra-wide macro de 8 megapixeli. În condiții de lumină bună, fotografiile sunt clare și bine detaliate, dar procesarea software poate duce la o ușoară suprasaturare a culorilor și un contrast prea mare. Dacă ești genul de persoană care adoră să posteze direct pe social media, aceste imagini ar putea fi pe gustul tău. În schimb, puriștii fotografiei ar prefera un control mai natural asupra imaginii. Pe partea frontală ai o cameră de 32 de megapixeli care face selfie-uri decente, deși balansul de culori poate varia în funcție de iluminare. În condiții de lumină slabă, performanțele camerelor scad, dar pentru majoritatea scenariilor de zi cu zi își face treaba suficient de bine. G85 vine echipat cu o baterie de 5000 mAh care îți oferă o autonomie excelentă. În utilizarea normală te va ține cu ușurință o zi întreagă, iar în testele efectuate autonomia a fost de 11 ore de utilizare continuă, ceea ce este mai mult decât satisfăcător pentru un telefon mid-range. În plus, cu încărcare rapidă de 33W, ajungi la 50% de baterie în doar 30 de minute, iar o încărcare completă durează aproximativ o oră. Deci chiar dacă ești pe fugă, nu trebuie să te îngrijorezi că vei rămâne fără energie prea curând. În concluzie, dacă ești în căutarea unui telefon mid-range cu design premium și un ecran de calitate, performanțe solide și conectivitate 5G, Moto G85 este o alegere care îți oferă un raport preț-calitate foarte bun.